în Cuvântul lui Dumnezeu sunt o mulțime de miracole. Cu siguranță știm o mulțime de miracole. Cu siguranță am putea să spunem noi lucruri personale când vine vorba de miracole, de minuni. Și în Cuvântul lui Dumnezeu sunt o mulțime, în Vechiul Testament și în Noul Testament. O mulțime, și am putea să stăm mult timp ca să le enumărăm doar. Și unul dintre miracole prezente în Biblie este chiar la începutul Cuvântului Dumnezeu, și anume la creație, atunci când Dumnezeu a creat, când a creat întreaga lume. Este un miracol, este un fenomen supranatural, pe care doar Dumnezeu putea să îl facă, pentru că doar El era calificat și avea starea potrivită ca să facă lucrul, acela. Este unul dintre cele mai fascinante miracole din Cuvântul lui Dumnezeu. Și acel miracol care a avut loc la începutul timpului, la începutul lumii, la începutul spațiului, este un miracol care ne setează anumite fundamente în viața noastră de credință. Ne pune anumiți piloni pe care să ne construim credința noastră. Și despre asta o să vedem în minutele care ne stau înainte cu privire la creație. Și haideți să citim sau să ne aducem aminte din memorie unul dintre cele mai citite versete atunci când reluăm Biblia de la capăt să o citim pe de-a întregul. Și anume, o să citim două versete. Primul verset al Bibliei, Geneza 1:1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și apoi, din capitolul 2, versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țarina pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Amin. Despre creație sunt mult mai multe capitole, mult mai multe versete, dar pentru că știm foarte, foarte bine, poate chiar pe de rost unele versete, le-am citit doar pe cele relevante pentru seara aceasta. Ne uităm la miracolul acesta și rămânem fascinați de modul în care Dumnezeu a lucrat atunci, la început. Atunci când zice Biblia că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, atunci a început timpul să existe. Atunci a început spațiul să prindă formă. Atunci a început materia să existe pur și simplu. Până atunci nu erau lucrurile acestea. Și este Dumnezeu dincolo și deasupra acestor lucruri ca să poată să le creeze. Și la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Unul dintre cele mai frumoase și faine versete din Cuvântul lui Dumnezeu, care ne stabilesc anumite baze în viața noastră de credință și pe care ne construim credința și ne trăim viața în fiecare zi. Creația răspunde la întrebarea: cine sunt eu? Care este rolul meu pe pământul acesta? De ce sunt aici? Ce se întâmplă cu lumea asta? Cum a apărut? Ce se întâmplă? Ce-i cu pământul? Ce-i cu universul? Și creația și versetele descrise în Cuvântul lui Dumnezeu răspund la astfel de întrebări și ne dau răspunsuri care satisfac cerințele multor oameni. Și Dumnezeu ne-a lăsat în paginile Bibliei momentele în care Dumnezeu a creat tot ceea ce vedem și tot ceea ce nu vedem. Când vine vorba de creație, trebuie să ținem cont de multe lucruri. Trebuie să ne aducem aminte de unele lucruri care nu se schimbă. În primul rând că, indiferent ce spun oamenii, Biblia ne spune sus și tare că Dumnezeu este Creatorul și că nu este altcineva. Și asta trebuie să ținem minte și să ne readucem aminte în seara aceasta, că Dumnezeu este Creatorul. El este Cel care a hotărât să ia ființă toate lucrurile pe care le vedem și pe care nu le vedem. El este un Dumnezeu dincolo de spațiu, dincolo de timp, dincolo de materie. Și atunci când a creat toate lucrurile acestea, El le-a creat din nimic. El a trebuit doar să rostească, a fost suficient doar să rostească și lucrurile să apară. Să facem și noi lucrul acesta ar fi o nebunie, pentru că nu s-ar întâmpla nimic. Dar El are acest atribut de creator și poate să facă, să ia ființă lucrurile, și astfel a apărut lumea aceasta. Neemia afirmă în Neemia 9:6 următorul lucru: Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile. Cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Un alt om care afirmă despre faptul că Dumnezeu este Creatorul, că El este Cel care a stabilit când să înceapă toate lucrurile acestea din jurul nostru. Apoi în Psalmul 104:5, psalmistul zice: Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Apoi, mai departe, în versetul 24, cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile Tale. Psalmistul exclamă și afirmă că Dumnezeu este Creatorul.
În viața noastră trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este Creatorul, că El este Cel care stabilește când să ia ființă anumite lucruri, când să se producă anumite evenimente în viața noastră, pentru că El este Creatorul, El este autoritatea supremă. Deasupra Lui nu mai este nimeni, sub El toată lumea și toți ceilalți. Pavel afirmă în Fapte 17 cu 24 un alt lucru. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în templu, în temple făcute de mâini. Un om din Noul Testament afirmă din nou că Dumnezeu este Creatorul. De ce trebuie să afirmăm noi sus și tare și cu fermitate că Dumnezeu este Creatorul? Datorită a ceea ce se învață în lumea aceasta, că lumea nu a fost creată, că lumea, la un moment dat, a fost o particulă extrem de densă, care la un moment dat a bubuit și toată materia s-a împrăștiat într-un spațiu suficient de mare și de-a lungul a unei perioade extrem de lungă, a miliarde de ani, s-au format stelele, galaxiile, s-au adunat unele cu altele, s-au format planetele, pe unele planete, pe Pământ, s-a format atmosfera în așa fel încât să susțină viață. Apoi, pas cu pas, de la o moleculă, de la o mică particulă, animalele au început să crească și peștii au început să le crească picioare ca să meargă pe uscat, să ajungă la maimuțe, să apară oamenii. Asta ne învață pe noi, aceste lucruri ne sunt învățate și ne tot sunt repetate. De ce este nevoie să spunem că Dumnezeu este Creatorul? Ca să combatem evoluția și să combatem astfel de învățături. Pentru că vom vedea că dacă o să credem că lumea a apărut din întâmplare, prin hazard, prin noroc, prin șansă, atunci vom vedea direcția în care se va îndrepta lumea aceasta și ne vom da seama că nu avem niciun scop, nu avem niciun rost. Pentru ce suntem aici? Dar pentru că Dumnezeu este Creatorul, El ne dă un sens, ne dă o direcție. Apocalipsa 4:11 ne scrie ceea ce spuneau cei 24 de bătrâni. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Dumnezeu este Creatorul. El este Cel care a făcut miracolul acesta al creației. El este Cel care a făcut o creație nouă din noi, în momentul în care Domnul Iisus ne-a răscumpărat. El este Cel care ne-a făcut un om nou. Nimeni altcineva nu putea să facă lucrul acesta. Niciun alt om bun sau moral de pe pământul acesta n-ar fi putut să facă ceea ce Dumnezeu a creat în momentele acelea, când ne-am pus toată încrederea și toată credința noastră în Domnul Iisus și în jertfa sa perfectă. El este Creatorul. Acest lucru ne învață miracolul acesta al creației în primele versete din cuvântul lui, în cuvântul lui Dumnezeu. În școală se continuă despre teoria evoluției. Faptul că omul a apărut la întâmplare, că a apărut acum câteva milioane, acum câteva zeci de mii de ani, sute de mii de ani și că treptat a ajuns în stadiul acesta. Și este contrar opusă creației lui Dumnezeu, a teoriei creației lui Dumnezeu. Dacă ne uităm și ne gândim logic, orice lucru funcțional trebuie să fie gândit și să fie făcut de cineva. Dacă mă aduce de jos de la copii niște creioane colorate și am pune aici în față niște foi albe și am aștepta 10.000 de ani, 100.000 de ani și am aștepta să se facă un tablou frumos din acele lucruri, ce se va întâmpla într-un mod logic? Absolut nimic. Lucrurile acelea se vor degrada după o perioadă și nu se va întâmpla nimic. Dacă ar fi să credem teoria evoluției și felul în care a apărut lumea aceasta, ar fi mai multe dezordine decât ordinea pe care o vedem în universul acesta. În momentul în care Dumnezeu a stabilit să creeze lumea, a stabilit și anumite hotare, a stabilit și anumite reguli după care să funcționeze universul acesta. Pământul se rotește în jurul Soarelui la viteza și distanța potrivită, de fiecare dată, ca să poată să susțină viața timp de mii de ani. Este la distanța potrivită încât să nu ne fie nici prea frig, nici prea rece. Încât să nu înghețe omenirea și nici să nu izbunească în flăcări. Dumnezeu a pus exact unde trebuie. Dumnezeu a pus aerul, atmosfera și toate celelalte lucruri pe pământul acesta exact acolo unde trebuie ca să poată să susțină viața. Cineva trebuie să fie în spatele unui astfel de proiect. N-are cum să apară din întâmplare. Cineva, un matematician, a calculat care sunt șansele ca să se întâmple lucrul acesta. Ca lucrurile de la sine să ajungă în stadiul în care le vedem acum.
și ar fi undeva la 0,000 urmat de 10.000 de 0, 1. Deci șansele sunt nule. Nu are cum să se întâmple lucrul acesta. Pentru că Biblia spune sus și tare că Dumnezeu este Creatorul. El este acea persoană inteligentă și creativă care a pus toate lucrurile în mișcare, care le-a pus exact acolo unde trebuie, care le-a pus exact așa cum trebuie ca să funcționeze lumea cum trebuie. Cu cât este un lucru mai complex, cu atât trebuie să fie persoana mai inteligentă, cu atât trebuie să fie o persoană care să le facă. Și ne dăm seama că pentru lumea aceasta, proiectantul este însuși Dumnezeu. El este cel care putea să facă lucrul acesta și este un miracol pentru noi. O minune care ne pune în viața noastră stâlpul acesta, că suntem creați de Dumnezeu. Că toată lumea pe care o vedem și că nu o vedem este făcută de El. Și când ne gândim la creație, ne uităm la universul acesta și ne mirăm de cât de mare și de vast este și cât de frumos este. Și în timp ce ne uităm la felul în care este universul, ni se duce mintea către Dumnezeul și către frumusețea Lui. Când ne uităm că sunt miliarde de galaxii, în care sunt miliarde de stele și miliarde de planete, câteodată nu putem să înțelegem cu mintea noastră dimensiunea universului. Ne dăm seama cât de mare trebuie să fie cel care a proiectat un astfel de lucru. Cât de mare trebuie să fie Dumnezeul nostru în care credem. Cât de frumos trebuie să fie făcut lucrurile acelea. Și bucuria noastră este că ne lasă și pe noi să ne bucurăm de creația sa. Ne lasă și pe noi să ne bucurăm de ceea ce L-a făcut din El, prin El și pentru El. Și ne lasă să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a creat. Mărimea Lui este incredibilă. Doar El putea să facă lucrul acesta. Dacă ne uităm la corpul nostru, vom vedea cât de exact a lucrat Dumnezeu și cât de profund a lucrat Dumnezeu la ființa noastră când ne-a creat. Dacă ar fi să ne uităm la câteva lucruri, avem în corpul nostru 206 oase care ne susțin și care ne protejează corpul. Avem vreo 650 de mușchi puși exact acolo unde trebuie ca să ne putem mișca, să facem anumite gesturi. Avem undeva la 17.000 de respirații pe zi, fără să ne dăm seama, într-un mod automat. Este ceva extraordinar. 2.000 de litri de sânge trec prin rinichii unui om în fiecare zi. Susținut de Dumnezeu în fiecare zi lucrul acesta. 3 milioane de bătăi ale inimii într-o viață de om. 9.000 de papile gustative pe limbă, ca să gustăm bogățiile pe care Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta. Avem senzori sau terminații nervoase peste tot prin corpul nostru ca să interacționăm cu mediul acesta, ca să ne protejăm. Avem nervi la mâini care atunci când punem pe ceva fierbinte, instantaneu se duce informația la creier și instantaneu coboară informația spre mână ca să ferim mâna de acolo. Și Dumnezeu a proiectat un astfel de lucru, un astfel de corp. Care sunt șansele să apară din întâmplare un astfel de organism care să fie așa de plăcut făcut? Nici o șansă. Acolo trebuie să fie o persoană inteligentă care trebuie să fie proiectat totul în cel mai mic detaliu. Toate aceste lucruri și multe alte lucruri pe care nu am timp să le spunem ne proiectează imaginea unui proiectant suprem, unui proiectant care s-a îngrijit de toate lucrurile. Și dăm slavă unui astfel de Dumnezeu care a putut să gândească toate lucrurile acestea. Creația pe care o citim în primele pagini ale Bibliei ne arată câteva lucruri despre Dumnezeu. În primul rând, creația ne arată că Dumnezeu există cu adevărat. Dacă ne uităm în Romani 1:20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Când ne uităm la creație, atunci se cere un creator. Se cere o persoană inteligentă care să fi făcut lucrul acela. Creația ne arată că Dumnezeu există și ne îndreaptă atenția când ne uităm cu băgare de seamă. Când ne uităm cu atenție la creație, vom vedea că Dumnezeu există cu adevărat. Creația ne arată puterea Lui. Ne arată felul în care au fost făcute lucrurile. Psalmul 33:6, acolo citim în felul următor: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Cât de puternic trebuie să fie Dumnezeu când a făcut lucrurile acestea, încât toate lucrurile să asculte exact atunci când trebuie. Cât de puternic trebuie să fi fost Dumnezeu să fi spus să fie lumină și să apară lumină exact acolo unde a vrut Dumnezeu.
Cât de puternic trebuie să fie Dumnezeu să spună, să iasă din pământ tot felul de copaci, să se dea verdeață și să apară tot felul de lucruri de care omul să se bucure. Și Dumnezeul acela este cel pe care, cu care noi avem părtășie în fiecare zi. Acel Dumnezeu creator este și astăzi la fel de puternic, la fel de frumos, la fel de curat, la fel de inteligent, la fel de atractiv, la fel de plăcut, la fel de bun, la fel de iubitor. Și acel este Dumnezeu cu care noi interacționăm în fiecare zi. Ce minunat pentru noi să trăim un astfel de miracol în fiecare zi, să stăm de vorbă cu Dumnezeul creator, să stăm de vorbă cu Dumnezeul care are toată puterea și că nimeni nu poate să ne întrebe ce faci, de ce așa. Ce plăcut pentru noi să avem harul acesta, să interacționăm cu Dumnezeul creator. Creația ne declară gloria lui Dumnezeu. Psalmul 19:1, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Ne uităm la creația lui Dumnezeu și creația însuși glorifică pe Dumnezeu. Creația însuși, prin fără cuvinte, glorifică și laudă pe Dumnezeu. Cu atât mai mult noi, care suntem coroana creației lui Dumnezeu, cea mai de preț creația lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi ar trebui să-L lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Ne uităm la ordinea și frumusețea creației și vedem că, într-adevăr, este un miracol și că putem să ne bucurăm de lucrurile acestea în fiecare zi datorită unui creator perfect, datorită prezenței unui creator. Dumnezeu nu a fost doar atunci în cele 6 zile de creație și apoi El s-a retras. Dumnezeu a mers de-a lungul istoriei și este prezent și astăzi. Aici, El este prezent și acasă, cu cei care au rămas acasă, prezent și cu cei care vor urmări mai târziu pe internet, prezent și cu cei care sunt în diferite locuri. El este prezent și astăzi, același Dumnezeu, de care ne putem bucura. Creația răspunde la întrebarea de ce are omul suflet, conștiință. Evoluția nu poate să spună lucrul acesta. Cum a ajuns omul să aibă un suflet sau o conștiință care să-l îndrepte cumva spre Dumnezeu? Creația explică noțiunile de bunătate, de dragoste, de bine, de rău și multe alte lucruri. Evoluția nu poate să facă lucrul acesta. Cum a ajuns omul să înțeleagă astfel de concepte? Pentru că în Biblie ne se spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu fizic, pentru că Dumnezeu este Duh, ci asemănător cu El în anumite aspecte. Biblia spune că Dumnezeu este Creatorul. Și lucrul acesta trebuie să rămână ferm în mintea noastră și în viața noastră. Trebuie să trăim ca atare. Dacă negăm creația sau negăm ideea unui creator, vom ajunge să negăm responsabilitatea pe care o avem. Și aici vine punctul 2. Dacă Dumnezeu este creatorul, înseamnă că noi suntem creația lui Dumnezeu. Înseamnă că noi suntem creați de Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat doar spațiul, materia, universul acesta mare, nu a creat doar plantele frumoase și animalele și peștii și păsările. Dumnezeu a încheiat creația cu omul, cu primii doi oameni. Și de atunci am ajuns și noi. Și suntem creația lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat ca reprezentanți al lui Dumnezeu și ne-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cât de uimitor este lucrul acesta, să fim creați după cum se aseamănă El. Dacă ar fi să ne uităm la câteva asemănări, Dumnezeu în trei persoane, omul în trei aspecte, trup, duh și suflet. Dacă ne uităm la creație, Dumnezeu ne-a dat un intelect, o posibilitate de a comunica cu alții, ne-a dat un sistem al emoțiilor, natura emoțiilor. Dumnezeu a pus în noi câteva lucruri de la El, ca să putem să avem o relație cu El. Cât de frumos să spune, este să putem să spunem, când ne uităm la miracolul acesta al creației omului, să spunem că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cât de ciudat și urât să spui că sunt descendent al unei primate care se cațără prin copac. Ce ciudat și ce diferit. Și ce onoare pe noi să putem să spunem că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și nu urmași ai unor animale care, săracele, n-au nicio vină câteodată. În momentul în care omul a fost creat, s-a realizat o legătură extrem de frumoasă și de profundă între om și Dumnezeu, între creator și creație. Cât de plăcut trebuie să fi fost pentru primii oameni să interacționeze cu Dumnezeu Fiul acolo pe pământ, când Dumnezeu cobora să stea de vorbă cu El, cu ei. Cât de frumos trebuie să fi fost relația înainte ca oamenii să trădeze
iubirea și dragostea lui Dumnezeu și să păcătuiască. Acea legătură s-a rupt între Creator și creație și consecințele le trăim și astăzi. Dar Dumnezeu regenerează omul și face un om nou, creează un om nou. Și aceia suntem noi care credem cu adevărat în Domnul Iisus și ne bazăm intrarea în cer pe jertfa Domnului Iisus. Și nu avem, cred că, cuvinte în fiecare zi în care să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a readus la o stare plăcută, totul bazat pe ceea ce a făcut Domnul Iisus. Suntem curați în ochii lui Dumnezeu pentru că Domnul Iisus este curat. Suntem vrednici de intrare în cer pentru că Domnul Iisus a fost vrednic, nu pentru că am fi făcut noi ceva ca și creatură. Trebuia cineva din afară care să poată să suporte și să facă, îndeplinească toate lucrurile pe care Dumnezeu le cerea. Pentru că suntem creația lui Dumnezeu, atunci înțelegem că avem și o responsabilitate. Dacă suntem creați, ni se dă o responsabilitate. De ce credeți că este așa de agreată ideea evoluției? Pentru că dacă nu ne-a creat nimeni, am apărut la întâmplare, nu avem nicio responsabilitate. Față de cine? Pentru că nu trebuie să dăm socoteală nimănui. Am apărut prin niște șanse puse, cumva așa, dar pentru că avem un creator, dăm socoteală unui astfel de creator. Avem anumite responsabilități, avem anumite lucruri pe care trebuie să le facem, pentru că Dumnezeu ne le-a dat și ne le-a poruncit să le facem în viața noastră. Și acele responsabilități este bine să le cunoaștem, ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu ne spune în fiecare zi. Pentru că suntem creați, pentru că Dumnezeu ne-a creat într-un mod miraculos, avem aceste responsabilități din partea lui Dumnezeu de a merge cu El în fiecare zi, de a fi omul acela pe care Dumnezeu îl cere în fiecare zi. Când înțelegem că suntem creați, atunci înțelegem și sensul pe care îl avem pe pământul acesta. Înțelegem și menirea pentru care suntem pe pământul acesta. Înțelegem și scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Înțelegem și direcția în care merge viața noastră. Pentru că Dumnezeu ni le arată. Pentru că este cineva acolo care ni le arată, pentru că ni le-a stabilit sau ni le-a pregătit să beneficiem de astfel de lucruri. Dacă am fi apărut la întâmplare, nimic din lucrul acesta n-ar fi avut niciun rost. Ne-am fi îndreptat exact de unde am fi venit. Dar pentru că Dumnezeu ne-a creat, a pus în noi o dorință de a-L căuta, alterată de păcatul acesta, dar a pus un scop în viața noastră, de a-L căuta pe El în fiecare zi, de a fi din nou cu El, așa cum au fost primii oameni. A pus un sens, pentru că suntem creați de Dumnezeu, pentru că suntem creați de Cel care este extrem de minunat în toate aspectele, noastre. Nu suntem rezultatul unei catastrofe, unei mutații genetice, nu suntem rezultatul unei întâmplări, pentru că așa s-au stabilit anumite lucruri, ci suntem o creație a unei persoane creative, iubitoare, plăcută, bună, darnică, plină de compasiune, curată și ne-a creat într-un mod intenționat. Dumnezeu nu ne-a creat la întâmplare, nu ne-a pus acolo ca să fie ceva, ci Dumnezeu ne-a creat intenționat, ca să avem o relație cu El și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut. Suntem intenționat pe pământul acesta. Avem un scop. Ni s-a dat un plan. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Nu suntem degeaba pe pământul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a creat. Ne-a creat cu un scop. Unde suntem acum? Suntem pentru o perioadă. Poate Dumnezeu ne cere să mergem poate în altă parte. Dar Dumnezeu ne cere ca în locul în care suntem și pentru care ne permite să fim într-un anumit loc, ne cere să trăim conform voii sale și ne cere să ducem planul pe care îl are pentru noi, pentru timpul acela și pentru locul acela, să ducem la îndeplinire. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și El este autoritatea peste noi. Ne s-a dat o direcție, ne s-a dat o sarcină, o responsabilitate în momentul în care Dumnezeu ne-a creat. Și pentru că Dumnezeu ne-a creat și pentru că Dumnezeu a creat pe om, înseamnă că are drept de stăpânire asupra creației. Nu e așa? Când cumpărăm un lucru, avem drepturi depline, putem să facem ce vrem cu astfel de lucru, pentru că este al nostru. Pentru că Dumnezeu ne-a creat, înseamnă că El are toate drepturile asupra persoanei noastre. De aceea are El dreptul să ne ceară să trăim curat. De aceea are dreptul să ne dea anumite sarcini. Pentru că suntem sub autoritatea Lui. Este autoritatea absolută în viața noastră. Și de aceea trebuie să ascultăm de El. Și are drepturi depline în toate aspectele. Are drepturi depline pe partea financiară, are drepturi depline pe partea de familie, pe partea de biserică,
are toate drepturile la care ne putem gândi sau la care nu ne putem gândi. El trebuie să acopere toate sferele, pentru că El este autoritatea supremă, pentru că El ne-a creat. Suntem creația Lui și El este proprietarul nostru. Și pentru că suntem creația Lui Dumnezeu, ne abilitează să facem câteva lucruri. Ne pune în starea potrivită să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Psalmul 95:6 spune în felul următor: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi creat și am fi apărut la întâmplare, n-am fi putut să ne închinăm unui astfel de Dumnezeu. Unui astfel de Dumnezeu plăcut de interacționa cu El. Dar pentru că El ne-a creat, avem posibilitatea să ne închinăm Lui. Avem posibilitatea să venim să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Făcătorului nostru. Ce onoare! Ce binecuvântare să facem lucrul acesta, să venim în fața unei persoane extrem de plăcută, de frumoasă, de... Nu avem termen de spus cu privire la Dumnezeu. Să putem să facem lucrul acesta, să ne închinăm în fața unui astfel de persoane. Pentru că suntem creația Lui, avem această posibilitate să facem lucrul acesta. Și pentru că facem lucrul acesta, căpătăm o identitate. Știm cine suntem pe pământul acesta. Când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, devenim fii al lui Dumnezeu și avem o identitate, ne încadrăm într-o familie, nu mergem către lucruri necunoscute, cunoaștem direcția în care mergem, pentru că suntem creația lui Dumnezeu și știm cine suntem. Când credem cu adevărat că Dumnezeu ne-a creat, nu avem îndoieli față de scopul nostru pe pământ, nu avem îndoieli față de ce, cum. Pentru că știm că ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce El a făcut. Și că ne putem închina Lui, ne vom putea baza pe El, pentru că suntem creația Lui. Fapte 17:28 spune: căci în El avem viața, mișcarea și ființa. În El avem toate lucrurile. La El putem să mergem ca să ne bazăm pe El. La El putem să cerem înțelepciune. La El putem să cerem pricepere. La El putem să cerem ajutor. La El putem să ne ducem tânguirile noastre, problemele noastre, lucrurile pe care nu le înțelegem, suferințele noastre, eșecurile noastre, toate lucrurile care ne merg bine și care nu ne merg bine. La El le putem duce, pentru că El este Creatorul și ne-a creat. Ne dă această posibilitate ca să mergem la El. Dacă eram la întâmplare și am fi apărut la întâmplare, la cine duceam eșecurile noastre? La cine ceream ajutor? La cine plângeam pentru cei dragi de lângă noi? La cine strigam ca să se schimbe ceva în viața noastră, în trupul nostru? N-am fi avut la nimeni. Dar pentru că El este Creatorul și noi suntem creația Lui, putem să facem lucrul acesta și că ne putem baza pe El în fiecare aspect, pentru că în El avem viața, mișcarea și ființa, cum spune Fapte. Și pentru că noi suntem creația Lui și El ne-a creat, ne vom putea încrede în El și în puterea Lui. Psalmul 124:8 spune: ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. El este Cel la care putem să mergem ca să ne ajute. El este Cel care are frâiele universului și ale evenimentelor din viața noastră. El este Cel care poate să ghideze anumite lucruri încât să ne aducă pe o cărare mai bună, să ne facă mai credincioși, mai sfinți. El este Cel care poate să spună stop unor lucruri din viața noastră, ca să ne mustre. El este Cel care poate să aducă anumite bucurii, ca să ne bucurăm de lucrul acesta. El este Cel care poate să zică atât, suficient, îți este de ajuns. El este Cel care face lucrul acesta. Și pentru că noi suntem creația unui astfel de Dumnezeu, ne putem încrede în El și în puterea Lui. Care este lucrul acela pe care Dumnezeu nu poate să-L facă? Și într-un astfel de Dumnezeu noi credem. Pe un astfel de Dumnezeu noi îl lăudăm și îl glorificăm. În fața unui astfel de Dumnezeu noi ne închinăm. Este un adevărat miracol faptul că suntem creați și că putem să vorbim astfel de un Dumnezeu creator. Atunci când oamenii au incertitudini cu privire la mersul lor prin viață, la scopul lor, spuneți despre Dumnezeul creator, spuneți despre minunăția unui astfel de Dumnezeu, despre modul în care El lucrează în viața noastră, despre modul în care El se relevează bisericii și oamenilor într-un mod personal. Spuneți despre Dumnezeul creator. Și pentru că El este Creatorul nostru, trebuie să trăim ca și creație a Lui Dumnezeu. Trebuie să trăim ca și oameni pe care El i-a creat. Avem o responsabilitate, avem o misiune, avem un standard pe care trebuie să-L urmăm.
Dacă venim la întâmplare, să trăim la întâmplare, că nu ne trage nimeni la socoteală. Nu trebuie să ne încadrăm în standardele cuiva. Dar pentru că Dumnezeu ne-a creat, atunci trebuie să ne potrivim standardelor Lui. El a stabilit modul în care trebuie să umblăm și trebuie să ne comportăm ca și creația lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia, nu puteți face tot ce voiți. Nu putem să trăim în modul în care vrem, pentru că suntem creația lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate de creatură, de creație a lui Dumnezeu. Avem un statut special. Din momentul în care Dumnezeu ne-a răscumpărat, din momentul în care Dumnezeu ne-a făcut un om nou, o creație nouă, avem un statut special acum. Avem o datorie ca să umblăm în fiecare zi conform statutului pe care îl avem. Mefiboset, după ce a trăit o perioadă în dezonoare, în rușine, olog săracul, în sărăcie poate, David l-a chemat înapoi la curtea regală, i-a dat onoarea înapoi, i-a dat respectul celorlalți, i-a dat bogăție, mânca la masă împreună cu fiii împăratului, era socotit fiul al împăratului pentru că mâncau împreună, i s-a redat un statut și trebuia să se comporte ca atare. Nu se mai putea întoarce, poate la obiceiurile pe care le-a căpătat când a trebuit să fugă în urma războiului. La fel și noi, pentru că suntem creația lui Dumnezeu, trebuie să umblăm cu smerenie, trebuie să umblăm cu recunoștință, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu pentru fiecare lucru și pentru fiecare succes pe care îl avem în viața noastră. Depunem anumite eforturi, dar Dumnezeu abilitează viața omului ca să ajungă la anumite succesuri, să aibă anumite lucruri în viața sa. Dumnezeu este Cel care dă și Dumnezeu este Cel care ia. Să trăim conform principiului acestuia și să nu credem că unele lucruri ni se cuvin, pentru că ale lui Dumnezeu sunt toate lucrurile, pentru că El este Creatorul și noi suntem ai Lui. Și trebuie să trăim conform modului în care Dumnezeu ne cere. Când Dumnezeu a creat pe primii oameni, le-a dat responsabilitatea să aibă grijă de natură, să o lucreze, pentru că era creația lui Dumnezeu. Din momentul în care Dumnezeu ne-a adus la, ne-a făcut o creație nouă, ne-a făcut un om nou, avem sarcina să avem grijă de o astfel de creație. În fiecare zi să ajutăm omul acesta nou să asculte de Dumnezeu, să căutăm comuniunea cu Dumnezeu, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Să nu lăsăm pe Dumnezeu joi seara aici și să ne revedem cu El duminică dimineața, ci El să fie în casele noastre. Duminică este locul în care ne întâlnim cu toții să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ar trebui să fie doar la biserică, ci să fie în casele noastre de fiecare dată. Și când Dumnezeu este în casa noastră de fiecare dată, mergem cu bucurie la biserică ca să învățăm despre Dumnezeul care este prezent în casa noastră. Și cu acel Dumnezeu trebuie să mergem în fiecare aspect. El trebuie să controleze finanțele noastre, El trebuie să controleze modul în care ne raportăm la lucrurile acestea materiale, la viața de familie, la viața de biserică, la serviciul nostru. El trebuie să controleze toate lucrurile acestea și Lui trebuie să le dăm. Noi nu suntem creator. Nu avem statutul acesta, ci noi avem statutul de administratori. Dumnezeu ne-a lăsat pe mână creația Lui ca să avem grijă de ea. Avem o responsabilitate. Suntem acum o creație nouă și avem o responsabilitate. Să nu lăsăm omul acesta nou să ajungă cum a ajuns creația pe care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu și să ajungă din nou sub stăpânirea celui rău. Suntem creația lui Dumnezeu și trebuie să trăim ca atare. Cineva spunea, prefer să fiu numit copil al lui Dumnezeu decât descendentul unei maimuțe, indiferent cât de ridicol este pentru cei din jurul meu. Nu îmi pasă. Eu vreau să spun sus și tare, sunt creația lui Dumnezeu. Amin.